mulțumire aveți și ce așteptați să obțineți în urma acestui protest? Păi urmează să fie aprobată o ordonanță care blochează accesul la educație pentru sute de mii de elevi care au nevoie de navetă și blochează transportul gratuit județean pentru aceștia. Practic, ce înseamnă asta pentru copii care chiar au nevoie? Adică e mult mai ușor să te duci la ghișeu cu carnetul de elevi, mă gândesc, decât ceea ce vor ei să facă. Categoric, prin mentire gratuită, decât să se deconteze și nu se recontează toată suma doar până la 50 km, ceea ce este foarte rău. Sunt copii care vin din Mangalia, din Mergea și fac școala în Constanța liceul, sau din Ancigea, unde chiar nu există niciun liceu. Și e o problemă foarte gravă, o să se vadă și foarte mulți elevi o să lasă de școală din cauza asta, mai ales acum, după ce atâta timp au stat în online, au nevoie de școală fizică, tot ce avem. Ați participat la o dezbatere publică cu privire la acest ordonanță? Eu personal nu, dar președintele asociației, eu da. Știu că ați solicitat, dar nu știam dacă s-a și întâmplat. Da, s-a întâmplat și dânsa chiar a sunat și pe domnul prim-ministru, dar nu i-a răspuns, de aceea acum este la București, cu asociația din București și Ilfov, și este la un protest în fața ministerului, secunda de față. Dacă nu se va întâmpla ceea ce vă dorim noi, nu știu cum vedeți lucrurile. Să sperăm că o să se rezolve, dar dacă nu, o să contăm cu demersurile, proteste, comunicate de presă, să atragem atenția din partea publicului, pentru că chiar este o problemă reală și foarte gravă. Cum vorbiți? Popescu Alexia, vicepreședinte aici.